Nu e normal să tratăm drogurile ca pe o amenințare, iar fumatul să-l apărăm în Parlament, spune secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, face un apel către parlamentari, cerându-le să dea dovadă de responsabilitate și să oprească schilodirea legii antifumat. Situația în România este îngrijorătoare. Unul din trei tineri cu vârsta de 15-16 ani, adică peste 200.000 de copii, a fumat cel puțin o dată în ultima lună. Raed Arafat a tras un semnal de alarmă arătând că persoanele expuse fumatului fac parte dintre clienții siguri și fidelei serviciilor de urgență. Șansa să faci un infarct, șansa să faci un accident vascular cerebral, șansa să ai boli pulmonare cronice și foarte grave, toate sunt corelate și crește această șansă întotdeauna cu fumatul. Am auzit comentarii, păi plătim taxă de viciu, ce mai vreți? Preferăm, eu cel puțin prefer să nu plătească taxă de viciu și să nu fumeze, cred că ar ieși mult mai ieftin pentru sistemul sanitar decât să fumeze și să plătească taxă de viciu. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne a criticat și apariția țigărilor cu diverse arome, precizând că acestea sunt destinate mai ales tinerilor și copiilor. La rândul său, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a arătat că România ar deveni un caz unic în lumea civilizată. Nicio altă țară în afară de noi nu a mai îmblânzit legea antifumat, așa cum se încearcă în România. Legea antifumat a fost atacată și în Parlament, chiar de medici cu renume, care au adus amendamente care pun în pericol sănătatea tuturor românilor, amendamente care permit în realitate să se fumeze în orice spațiu închis. România ar deveni un caz unic în lumea civilizată. Am devenit, potrivit tuturor experților pe care i-am consultat, prima țară care îmblânzește legile antifumat. Asta după ce a avut o politică fermă în a limita fumatul. Este un record pe care nu mi-l doresc și nu cred că ni-l dorim. Medicul Magda Ciobanu, expert în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, a arătat că peste 60% dintre fumători sunt de acord cu forma actuală a legii antifumat și nu înțelege care ar fi rostul modificării acesteia. Practic, orice spațiu și această cameră în care stăm noi poate să devină o cameră în care să se poată fuma, cu singura condiție să se lipească pe ușă o hârtie A4 pe care cineva să scrie spațiu pentru fumat. Românii fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de țigări, iar aproximativ 85% dintre pacienții cu cancer pulmonar sunt fumători, potrivit Societății Române de Pneumologie. Și mai trist este că peste 10.000 de români bolnavi de cancer pulmonar pierd în fiecare an lupta pentru viață, pentru că ajung târziu la medic.